dezvăluiri care bulversează alegerile din Statele Unite ale Americii și care au legătură cu, România. Fiul lui Joe Biden, Hunter Biden, a încasat milioane de dolari de la Puiu Popoviciu, românul Puiu Popoviciu, pentru a influența Statele Unite să intervină în cazul afaceristului român. Acestea sunt acuzațiile aduse de procurori în dosarul fiscal penal din Statele Unite. Domnul Hunter Biden este acuzat că a acceptat plăți de milioane, așadar, de la omul de afaceri români Gabriel Popoviciu, cunoscut aici în România ca Puiu Popoviciu, care căuta să influențeze agențiile guvernamentale americane. În legătură directă cu noi, jurnalistul Stelian Negra de la Newsweek. Bună ziua, Stelian Negra, mulțumesc pentru intervenție. Bună ziua, mulțumesc și eu pentru invitație. Speța aceasta nu este străină, s-a mai discutat despre relațiile apropiate pe care Hunter Biden, fiul lui Joe Biden, le-ar fi avut cu Puiu Popoviciu. Suma e foarte mare, cea pe care procurorii o indică, milioanele de euro pe care Hunter Biden le-ar fi luat de la român. Asta e o sumă extrem de importantă. Ce știi despre acest dosar? Din ce am văzut, din dovezile care au fost prezentate de procurori până acum, avem doar niște acuzații legate de încasarea anumitor sume, da? Colosale pentru noi, pentru oricare dintre noi. Sumele sunt colosale, dar nu avem încă dovezi și procurorii, din ce am înțeles, parcă n-ar prezenta dovezi legate de presupusele demersuri pe care le-ați făcut Hunter Biden. Deci nu mă refer din perspectivă juridică. Noi, din perspectiva a opiniei publice sau a jurnalistică, putem specula pe marginea faptului că Hunter Biden știa pentru ce ia banii respectivi și știa că pentru a lua banii respectivi ar fi trebuit să intervine pe lângă tatăl domniei sale pentru a determina, la cum spun procurorii acolo, pentru a determina instituțiile americane să-și arunce un ochi asupra investigației DNA-ului românesc asupra lui Popoviciu, astfel încât să încetinească sau chiar să frumeze ancheta DNA-ului în ceea ce privește pe Puiu Popoviciu. Dar avem o poveste care sună bine din perspectiva jurnalistică, să vedem acum dacă ea este împăunată și cu dovezi. Avem dovezi din toată, doar pentru prima parte a traseului, ca să spunem așa. Faptul că Hunter Biden ar fi încasat suma respectivă. Aici, în cel mai rău caz, Hunter Biden poate fi acuzat de evaziune fiscală sau de pentru că a înșelat autoritățile americane, adică a încasat niște bani, dar n-a prestat servicii, sunt niște servicii disimulate. Dar mai departe, partea, cum să spun, cu adevărat gravă, ar fi să vedem dovezi legate de intervenția lui Hunter Biden pe lângă autoritățile statului, beneficiind de faptul că la vremea respectivă tatăl domniei sale, actualul președinte american, era vicepreședinte al Statelor Unite. Da? Și una e când sună Hunter Biden, absolut, din perspectiva unui lobist, să spunem așa, la o, nu știu, departamentul de justiție sau la oricare autoritate care ar avea posibilitatea să dea un telefon între ghilimele la București. Și alta e, nu știu, când sună omul de afaceri Hunter Biden, care nu are nicio legătură. Deci aici trebuie să vedem dacă avem sau nu dovezi. Stelian, hai să încadrăm puțin, pentru că poate sunt oameni care se întreabă de unde această legătură apropiată între Puiu Popoviciu și Hunter Biden. Ce știm este că, de exemplu, ambasada Statelor Unite la București este construită pe un teren care aparține lui Puiu Popoviciu. Printre altele, astea sunt fapte, dar nu sunt presupuneri. Da, din nou, care nu atestă nimic, e doar un background, un context. Haideți să înțelegem mai bine de unde aceste legături strânse între omul de afaceri de origine română și băiatul lui Biden. Stelian, ne mai auzim? Da. Hai, de unde sunt aceste legături? Da. Păi, nu cred că s-au făcut, adică nu am dovezi. Putem specula. Nu am dovezi că aceste legături sunt făcute prin intermediul instituțiilor americane. Adică, cum să spun, domnul Popoviciu, pentru că a dat acel teren ambasadei americane... A, nu, nici de cum. Astea sunt doar niște fapte. Probabil că a existat o... Terenul respectiv a ajuns la ambasada americană în urma unei tranzacții, cum să spun, cinstite. Sigur. Da? Faptul că la momentul când ambasada americană a preluat terenul respectiv
care este parte din, care este de fapt, este cel mai important aspect al dosarului Băneasa, pentru care Popovici a fost condamnat în prima instanță, după aia a citat de către justiție. Ambasada americană nu avea de unde să știe și nu știa la momentul încheierii acelei tranzacții, da? Că terenul respectiv va face obiectul unui dosar la DNA sau că terenul respectiv a intrat în posesia lui Puiu Popoviciu prin acțiune ilegale, ca să spunem așa. Deci relația dintre Puiu Popoviciu și băiatul lui Joe Biden era una personală? Probabil personală, dar știu aminte că oameni din serviciile secrete americane, să luăm exemplu Colder, de exemplu, după ce ies din serviciu, își fac firme de lobby, își fac tot felul de firme care acționează pe culorile astea împuțite ale puterii, dar sunt multe legături informale. Și cu Popoviciu, când a ajuns, dacă nu mă așez, la Marea Britanie, a apelat la serviciile unui fost șef al FBI-ului, ca și pus și el un SRL de influențat subteran decizia în instituțiile de forță americană. Stelian, sunt problemele din justiția ale fiului lui Joe Biden, unul dintre motivele, pe lângă dificultățile de exprimare generate de vârsta lui Joe Biden, problemele în justiție ale băiatului său pot reprezenta un motiv pentru retragerea lui? Da, pentru că mi se pare că Joe Biden, spre deosebire de Donald Trump, ia în serios aceste acuzații, chiar dacă multe dintre ele, când sunt făcute, sunt părtinitor făcute. Că ați văzut că acolo totuși procurorii în statele americane sunt aleși, sunt numiți de partea politică, în fine, dar astfel de conexiuni care ridică mari semne de întrebare ale lui Hunter Biden pot fi unul dintre motivele pentru care se retrage, că nu știi unde ajunge această anchetă. El deja a fost condamnat, dar pentru chestii care, cum să spun, a fost condamnat recent pentru, că am inițit, nu știu ce formular ca să-și ia o armă. Asta e o chestie care nu are legătură cu tatăl domniei sale, dar pe măsură ce aceste dosare ajung în proximitatea membrilor familiei lui Joe Biden, cu siguranță că ele sapă la socul între ghilimele lui Biden și la șansele acesteia de a fi reales. Și atunci ele sunt între motivele pentru care domnia sa s-a retras, da? Acest dosar, mai ales că a mai avut unele declarații legate de Ucraina și care pot despre Hunter Biden se spune inclusiv că a luat și bani din Ucraina și din China. Adică povestea asta cu banii din România nu e singulară, nu e o excepție. Exact, da. Și întotdeauna, chiar dacă știți cum e, că noi acum speculăm foarte mult. Avem o parte din probele procurorilor americane expuse public, le așteptăm pe celelalte și speculăm. Dar în momentul în care Hunter Biden ia banii respectivi, cel care dă bani, Puiu Popoviciu sau partea din Ucraina sau mai știu eu ce, din China, se așteaptă ca Hunter Biden să intervină pe lângă tatăl domniei sale folosindu-se de funcția acestui. Adică nu ajung cu 3 milioane de dolari Puiu Popoviciu, nu a ajuns la Hunter Biden doar pentru că Hunter Biden, nu știu, este vreun mare lobbyist american. Și toți speră, și Hunter Biden bănuiesc că știe asta. Asta putem spune că e o speculație rezonabilă din partea noastră. Hunter Biden știe că factor decizional din state îndepărtate, cum și micuțe și plin de corupție, cum e România sau cum e Ucraina, sau din state autocrate, cum e China, intervin pe lângă domnia sa, sperând să folosească de pârghile de putere conferite de poziția pe care o are tatăl domniei sale. Asta este un fapt, dar ca să poți să mergi cu el în justiție, ai nevoie de probe, adică ai avea nevoie, nu știu, de înregistrări sau mail-uri între Hunter Biden și Joe Biden, prin care primul îi spune tatălui: hai tată, te rog frumos, intervină și tu de la Departamentul de Justiție, că uite, domnul Puiu Popoviciu, săracu, ce pătește el în România. Pentru asta aici ai nevoie de probe concludente. În rest, noi putem specula ca opinie publică și alegătorul american. Cred că pe 9 septembrie va fi audiat Hunter Biden. Mulțumesc, Stelian.
Îl auzim pe Alexandru Afila, ministrul sănătății, a fost la spitalul Pantelimon. E de câteva ore acolo, face declarații, le ascultăm. Asigurarea asistenței medicale în acest spital clinic de urgență, foarte important pentru sistemul sanitar din București. Nu e vorba de niciun șantaj din partea corpului medical, e vorba însă de o presiune foarte mare, de exemplu, în media. Sunt oameni care fac gărzi, care salvează în fiecare an, fiecare din ei, sute de vieți și nu pot într-o situație de presiune și mai ales de denigrare, atât profesională cât și umană. Le-am discutat cu ei, să vă spun. Rafira, din păcate, sunetul nu e foarte bun. În mod evident, le ia apărarea medicilor de la Spitalul Sfântul Pantelimon, care au declanșat grevă în această dimineață. Ministrul s-a dus acolo să-i împace, să-i convingă să intre la muncă. Alexandru Afila spune de azi dimineață, de când a susținut o conferință de presă, că nu se poate arunca anatema asupra tuturor celor care lucrează acolo. Haideți să încercăm să-l auzim, poate se aude mai bine. Sunt modești, sunt emoționali, trebuie să poată să lucreze. Eu asta am asigurat, că din punctul nostru de vedere vor avea tot sprijinul, din punct de vedere al resurselor necesare, al sprijinului. Alexandru Rafira, ministrul sănătății, despre situația de la Spitalul Sfântul Pantelimon, spune că sunt oameni acolo emoționali și modești care încearcă să îndeplinească cele mai bune condiții pentru a lucra. Spitalul Sfântul Pantelimon, unde, după cum știți, doi medici au fost reținuți aseară, acuzați de omor cu premeditare a cel puțin 17 pacienți într-un interval scurt. Îl auzim pe ministru. Acum, și nu ca și până acum, cum se stipulează în sensul că nu tratau pacienții, tratează pacienții. Doamna doctor cred că tocmai a ieșit din gardă în cursul zilei de azi și am lucrat împreună în această zi încât să găsim o soluție, dar această soluție nu este exclusiv din partea Ministerului Sănătății sau nu este exclusiv din partea lor. Trebuie să înțelegem că respectul pentru profesioniști, pentru oameni, este o componentă a unui sistem de sănătate sănătos, echilibrat, la care pacienții au acces la servicii. Asta este situația și o să rog pe doamna doctor să vă spună la ce concluzie am ajuns. Doamna profesor Cătălina Poiană, ne-a însoțit. Ea e președintele Colegiului Medicilor București. Ce soluție s-a găsit? Da, deci am discutat în urma discuțiilor, am ajuns la concluzia că, într-adevăr, nu putem, este o situație de criză, nu putem să renunțăm așa dintr-o dată și suntem dispuși să ne continuăm cu efort activ. Rugămintea să ne lăsați să ne facem treaba. Deci în condițiile, pentru toată mass media, da? Deci nu are nicio importanță, deci nu amestecăm procesul penal. Cine e vinovat să plătească, sigur, dacă se va demonstra, dar suntem oameni care ne desfășurăm activitatea în mod corect. Deci noi asta facem, da? Salvăm oameni. Bun, care este soluția pe care ați găsit-o? Soluția este deocamdată, da, facem gărzi, vedem cât de severă va fi presiunea, pentru că nu se poate lucra în astfel de condiții. Deci, în condițiile de presiune, din momentul de față, limpede, nu șantajăm pe nimeni, da? Dar cu încercarea de spitalului, doamna doctor, de unde vine această presiune? Din interiorul spitalului. Presiunea vine de la dumneavoastră. Cu ce? Adică cu ce? Deci, uitați-vă, deci nu, deci suntem denigrați. Suntem denigrați ca și specialitate medicală și ca și colectiv. Da? Deci suntem denigrați. Am transmis doar ce au spus procurorii. Și reacțiile dumneavoastră. Da, nici noi nu avem nicio problemă cu ce spun procurorii, da? Noi ce se va întâmpla cu cei 10 pacienți nu s-a amânat în această dimineață, dacă se poate, și ce se va întâmpla de acum înainte în secția. Deci am spus clar, ne desfășurăm activitatea mai departe, deocamdată, da? Adică continuați și cu gărzile. Continuăm și cu gărzile. Dacă continuăm cu gărzile, demisiile nu au fost acceptate în momentul ăsta.
Continuăm cu gărzile, da? Și dacă continuăm cu gărzile, limpede că va continua și activitatea medicală. Da? Bun. Mulțumim, doamna Catarina. Problema, vreau să vă spun un lucru. Un spital de urgență nu poate funcționa fără gărzi de terapie intensivă. Asta a fost principala noastră preocupare și pentru asta am venit aici să găsim o soluție. Mulțumesc! Dar e moral, domnule ministru? Este tot pentru presă? Nu este mesajul pentru presă, dar înțelegeți că atunci când oamenii aceștia beneficiază în ghilimele de invective. Ei sunt oameni care lucrează, nu sunt criminali. Despre asta este vorba. Cei care au probleme, dar nu trebuie să extindem culpabilizarea la întreg personalul. Despre asta mulțumesc. Am înțeles, nu trebuie să vă... Deci încă o dată, nu fac nici în cazul dumneavoastră referiri incorpore. Dar dacă o să vă uitați pe posturi, am văzut și eu, există anumite tendințe în acest sens. Mulțumesc! În această situație, vă rugăm, în urma unui moment în care vedem, iată, acuzații și două mandate de reținere. Uzitate de irascibilitate la Spitalul Sfântul Pantelimon, acolo unde șefa de la ATI spune că este dificil să lucreze din cauza presei, din cauza presiunilor puse de presă. L-ați auzit și pe ministrul Sănătății, Alexandru Afila, oamenii ăștia nu sunt criminali, ei sunt aici să salveze vieți. În această dimineață, medicii de la Spitalul Sfântul Pantelimon, cadrele medicale, asistenții, anunțaseră că intră în grevă, din solidaritate față de colegilor care au fost reținuți aseară sub acuzația de crimă cu premeditare după ce în primăvara acestui an 17 oameni potrivit unor surse, 22 potrivit altor surse au murit într-un interval de timp foarte scurt pentru că le-au fost diminuate intenționat potrivit rechizitoriului procurorilor dozele de substanță care îi țineau în viață, în speță noradrenalina. Ministrul Sănătății Alexandru Afila a ținut o conferință de presă în această dimineață, a spus că nu trebuie blamată toată clasa medicilor, trebuie să plătească cei care se fac vinovați de anumite fapte, dar în niciun caz nu toți cei care desfășoară această activitate. Conducerea Spitalului Sfântul Pantelimon a fost demisă, managerul a fost demis, o altă directoare de acolo și-a anunțat demisia, de fapt ministrul însuși le-a cerut demisia. Cei care anunțaseră grevă, după cum ați văzut, au spus că nu le-au fost acceptate lor demisiile pentru că aveau aceeași intenție. Dar tensiunea nu scade, nervozitatea crește, a cuprins și pe principalii comunicatori. Ați văzut reacția ministrului Alexandru Rafila. Mergem în contextul internațional pentru că Hezbollah face un anunț de ultim moment, spune că e gata să atace Israelul chiar înaintea Iranului. De câteva zile, încă de la începutul acestei săptămâni, de când au fost lăsate să scape în spațiu public informații legate de un ultimatum pe care Israelul le-ar fi primit din partea Iranului, ultimatum până la un atac iminent. Tot vorbim despre subiectul acesta. Întrebarea este când și cum se va întâmpla. Ni se alătură analistul de politică externă Ștefan Popescu. Bună ziua, Ștefan Popescu, mulțumesc pentru intervenție. Bună ziua și eu vă mulțumesc pentru invitație. Sunt zile în care a câștigat ceva diplomația judecând după această tergiversare a unui atac în Orientul apropiat? Da, este foarte corectă această observație. Într-adevăr, diplomația câștigă și Orientul Mijlociu câștigă și noi câștigăm pentru că implicațiile unui război la scară largă în Orientul Mijlociu nu cred că trebuie să insist, ne vor afecta pe toți. Creșterea prețului la combustibili, efectele asupra inflației, influența asupra traficului maritim internațional, care este și așa perturbat prin Marea Roșie. Deci efectele ar putea fi globale și consecințele pot ajunge se manifesta din America de Nord precum prin Europa până în China. Da, atât Hezbollahul cât și Iranul cântăresc foarte bine, evaluează care ar fi cea mai bună
ripostă pentru Israel, evaluând, bineînțeles, contextul lor regional, implicarea Statelor Unite ale Americii, care au dat și un mesaj public prin vocea lui Antony Blinken, secretarul de stat, adresându-se tuturor părților, deși Israelului, cât și Iranului, spunând să înceteze, să nu intre într-o spirală a replicilor. Președintele Emmanuel Macron, de asemenea, fără îndoială că ceva se va întâmpla. Probabil ai amintit înainte de Hezbollah că el ar începe primul. Are o anumită logică, pentru că Hezbollah, cu fiind mai puțin important, ar putea servi ca test să vadă care ar fi reacția Israelului în cazul unei lovituri bine evaluate, bine cântărite din partea Hezbollahului. Ștefan Popescu, asta în condițiile în care discutam și puțin mai devreme despre Statele Unite, acolo unde Kamala Harris se pare că este în creștere, câștigă teren. În rândul electoratului afroamerican, așa e, special, da. Trump crește la alb, atenție, 72% dintre alegători sunt de sorginte europeană, deci trebuie să temperăm. Și mai este ceva, noi vorbim de votul la nivel național, care contează, desigur, dar nu într-o măsură ca în Europa atât de mare, pentru că acolo avem un vot indirect. Și mai este ceva, republicanii cât s-au aflat la putere, au redecupat, au așezat colegiile electorale unde sunt desemnați mari electori, în așa fel încât să-i avantajeze. Și mai este încă o observație pe care vreau să o fac. Alegerea vicepreședintelui, da, Tim Walz, a fost ales în condiții excepționale. Nu ar fi fost preferat dacă nu era conflictul din Gaza. Apropo, iată cum se leagă lucrurile și conflictul, tensiunile din Orientul Mijlociu. Dacă n-ar fi avut loc această criză, alegerea, aproape sigur, ar fi fost Josh Shapiro, guvernatorul Pennsylvaniei. Alegeai un guvernator dintr-un stat cheie, cu rol determinant, nu dintr-un stat ca Minnesota, actualul candidat la vicepreședinție. Minnesota era un stat în buzunarul democraților. Ori, din păcate pentru tabăra democrată, ei au trebuit să liniștească aripa de stânga, care este foarte pro-palestiniană. Și atunci au luat acest profesor de geografie, un om de altfel foarte onorabil, care îi asigură și arată că administrația democrată nu va păși în susținerea, cum să spun, prea flagrantă a Israelului. Da, pentru că evocai puțin mai devreme posibilitatea ca doamna Harris să crească, judecând după electoratul acesta afro-american, să ne uităm puțin la ce se întâmplă în Marea Britanie, acolo unde sunt cele mai mari revolte xenofobe, probabil, pe care le-a cunoscut vreodată această țară, manifestații uriașe împotriva rasismului. Deci, poate că noi nu le-am acordat suficient spațiu, deși ar fi trebuit. Au fost alte lucruri despre care am discutat. Sunt 6.000 de polițiști, acum când vorbim, desfășurați pe străzile din Londra, cu precădere, pentru a preveni luptele de stradă. În ce s-ar putea transforma acest val? Nici noi nu ne-am văzut atât de bine, pentru că ai văzut foarte bine la alegerile legislative, a câștigat un partid al sistemului, Partidul Laborist, care sigur a avut marele avantaj de a fi aflat în opoziție aproape 15 ani și deci nu s-a uzat. Și aceasta a pus oarecum sub capac fenomenul de radicalizare totuși profundă a societății britanice, ca urmare a aceeași frici care bântuie întregul Occident, adică imigranții, comunitățile de sorginte străină și mai ales comunitarizarea, ghetoizarea acestora, faptul că dezvoltă comunități care sunt paralele, unde nu mai este nevoie să mai știi limba engleză, dacă ne referim la Marea Britanie, sau limba germană, dacă vorbim de comunitățile turce din Germania, sau arabă, limba franceză, dacă vorbim de comunitățile din Franța. Ce a surprins foarte mult? Răspândirea extraordinară a acestor proteste ale, cum să spun, segmentelor radicale, ale
de extremiste ale societății britanice, adică din Londra până la Belfast, ceea ce arată întreg Regatul Unit care este cuprins de acest val. O problemă care, desigur, nu va putea fi rezolvată numai prin desfășurarea de forțe de ordine, condamnarea locurii suplimentare în închisori. E o problemă prea structurală. Mulțumesc foarte mult, Ștefan Popescu, pentru această intervenție. Lumea este în pragul unei noi pandemii. Deja constatăm și noi faptul că există tot mai multe cazuri de COVID-19. Particularitatea acestei tulpini, tulpina actuală, este nivelul mare de transmisie, nivelul mare de contagiozitate. Discutăm despre acest subiect după o scurtă pauză. O nouă pandemie de COVID-19 este îngrijorarea pe care o au specialiștii de la Organizația Mondială a Sănătății, care se întrunesc în aceste zile într-o ședință pentru a analiza efectele, consecințele unei astfel de noi pandemii. Ce știm noi aici la București este că în fiecare zi cazurile de COVID-19 se înmulțesc. Știm că este o tulpină extrem de contagioasă. Medicii ne atrag atenția asupra riscurilor. Sunt și decese până acum, sigur, în combinație cu alte boli, așa cum s-a întâmplat și până acum. Îi mulțumesc foarte mult doamnei Carmen Dorobăț, medic infecționist în legătură directă. Bună ziua, doamna doctor, mulțumesc pentru intervenție. Bună ziua! Ce ar însemna o nouă pandemie pentru omenire în general? În primul rând trebuie să spunem că Organizația Mondială a Sănătății are această menire. Să ne atragă nouă atenția, în primul rând, cadrelor medicale, cum facem, iată, o astfel de educație sanitară, cum sunt eu în acest moment la dumneavoastră. Este vorba despre o tulpină deosebit de contagioasă, care se transmite extrem de ușor și tocmai de aceea numărul de cazuri a crescut și a crescut fără îndoială și pentru că suntem într-o perioadă de vacanță de care trebuie să ne bucurăm și mobilitatea populației este extrem de accentuată și atunci, bineînțeles, boala se transmite cu ușurință. Din fericire, această tulpină, cum bine ați spus, extrem de contagioasă, nu este atât de agresivă în sensul că determină multe cazuri, dar majoritatea cazurilor sunt forme ușoare și medii care pot fi tratate la domiciliu de către medicii de familie. Există și cazuri spitalizate, este vorba de pacienți care au risc de a dezvolta complicații și cu astfel de pacienți, sigur, trebuie să avem o anumită atitudine medicală și pe astfel de pacienți, și mă refer aici la pacientul cronic cu boală pulmonară, cu boală cardiacă, cu diabet, pe acești pacienți, în primul rând, trebuie să învățăm în acest moment că atunci când se găsesc în spații închise și aglomerate, ar fi de dorit să poarte mască. E caniculă, va veni canicula din nou. Sunt zile în care e extrem de dificil să porți mască. Recomandați asta chiar și în zilele cu temperaturi de peste 40 de grade? Deci, atunci când ne referim la caniculă și temperaturi peste 40 de grade, deci din mediul exterior, da, nu este risc atât de mare să luăm această boală. Deci riscul este în spațiu închis. În spațiile închise, de regulă, așa, așa ar fi de dorit, avem aer condiționat. Și atunci purtarea unei măști ar fi posibilă. Categoric, dacă este vorba despre temperatură deosebit de ridicată, aglomerație și spațiu închis, riscul vital nu ar mai veni dintr-o astfel de viroză și riscul vital ar veni însăși din tulburări respiratorii și cardiace care pot apare și atunci, evident, nu mască. Cât de aproape suntem, doamna doctor, din experiența dumneavoastră de declararea unei noi pandemii? Vedeți, declararea unei noi pandemii nu este ceva ușor, pentru că presupune niște calcule matematice care se referă la apariția unui număr de cazuri într-un anumit interval de timp și pe o anumită arie geografică. Deci, în momentul acela, Organizația Mondială a Sănătății o poate declanșa o astfel de pandemie sau epidemie, dacă este vorba despre un teritoriu geografic mai restrâns. Până în momentul de față, nu avem astfel de semnale de alarmă.
Iar din punct de vedere al îmbolnăvirilor, care cel puțin m-au trecut mie prin mână și n-au fost puține, vă pot spune că ca și formă clinică de boală, formele nu ne pun probleme din punct de vedere al managementului medical. Este, așa cum spuneați, este și o mefiență, o reținere, dacă putem spune, față de vaccinuri. S-a discutat foarte mult despre efectele negative sau consecințele vaccinurilor împotriva COVID-19. Credeți că oamenii vor mai fi tentați să se vaccineze dacă tot vorbim despre o mulțire a cazurilor? Nu cred că cineva va fi tentat să se vaccineze atât de repede. Ceea ce pot spune că, medical vorbind, așteptăm un vaccin care să fie adaptat la tulpina circulantă într-un anumit sezon. Așa cum se întâmplă la gripă și în fiecare an avem un vaccin care este dedicat unei anumite tulpini de virus gripal, așa așteptăm, există studii clinice în acest sens, în desfășurare, să avem vaccin care este dedicat unei anumite tulpini de COVID existente. Mai mult decât atât, se vorbește despre realizarea unui vaccin care să ne protejeze în același timp antivirus gripal și anticoronavirus. Mulțumesc foarte mult, Carmen Dorobăț, medic infecționist, despre această ședință a Organizației Mondiale a Sănătății pe tema unei eventuale declarări a unei noi pandemii de COVID-19 în condițiile înmulțirii sensibile a cazurilor de COVID-19, inclusiv la noi. Repet avertismentul medicilor, tulpina care circulă actualmente este una extrem de contagioasă. Mare atenție la spațiile închise. Scurtă pauză și ne întoarcem. Medicii de la Spitalul Sfântul Pantelimon din București au renunțat la grevă, un anunț făcut în urmă cu puțin timp, după discuțiile avute cu ministrul Sănătății, Alexandru Rafila. Medicii nu sunt criminali, spune ministrul Alexandru Rafila, care a rugat presa să slăbească puțin presiunea pusă pe medicii de la Spitalul Sfântul Pantelimon, spitalul denumit deja al ororilor, al groazei, după ce două doctorițe au fost ridicate aseară sub acuzația de crimă cu premeditare. Interesant e faptul că o asistentă care a fost audiată astăzi în același dosar al morților suspecte, al pacienților de la terapie intensivă care n-au mai primit suficientă noradrenalină din partea medicilor, e bine, asistenta care a fost audiată astăzi a fost eliberată. Interesantă ziua de astăzi, nu s-a terminat, e o dezbatere politică pe această temă, aflați mai multe pe B1 TV, eu vă mulțumesc. Ne revedem mâine de la ora 12 la News Pass.